I'm all the way up. Supozitoare cu trotil, mușcat de râs, îmbârligăciosul. Am crescut cu glumele și spectacolele lui. Aplauze pentru invitatul nostru, marele Dor Octavian Dumitru! Dor Octavian Dumitru la umor, adică o legendă pe scena asta. Da, mă! Păi nu? Ai fost mâna spectacolului. Cum să ne-am avut turneu cu Dor Octavian. Hai, ca să vezi. Of course. Thank you. Iute, ce fețe aveți. Ca și cum n-ați auzit de femei. Femeia este diferită de noi în sensul că ea are ceva care seamănă cu noi. Cap, nas, urechi, mâini, picioare. Dar are altă opinie. Dacă, de exemplu, pe un bărbat, cum e, mă, nevastă ta? Deșteaptă. Întreabă pe ea, cum e bărbatul tău? Bolovan. Clasic, bă. Noi, bărbați, avem felul nostru de a ne comporta. Femeile sunt mai ginga și mai drăguțe, mai... Noi când ne întâlnim unul cu altul, noi deja... Salut, băi, ce faci, băi, cum mă merg, băi? Și se întâmplă de multe ori să faci treaba asta chiar în fața unei femei, știi? Și să nu-ți dai seama că faci asta. Nici nu-și cer scuze. Nici nu-și cer scuze. Ea zice, poate să aranjează. Ăsta poartă papionul în altă poziție. Asta e. Dar noi și când ne despărțim, ne despărțim unul de altul. Salut! Ne vedem data viitoare. Toate cele bune. Asta din cauza că nouă ne place să ne verificăm intrările și ieșirile. Ăștia suntem noi bărbați. Nu o să vezi și o femeie că face o mâncărică de cartofi și zice, vrei să guști? Pe femeie o poți cunoaște într-un singur fel, dacă stai în casă cu ea. Dacă stai în casă cu ea, o cunoști. Știi lucruri care ea, de exemplu, nu le-a făcut niciodată. În prezența ta, dar le-a făcut în prezența ei. Și sunt în casă cu ea, afli niște lucruri care nu le știu până atunci. Eu n-am știut că femeia e disperată după praf. Uleu, cât praf! Femeie, potolește-te, că dacă te potolești, tu se potolește și praful. Când intră femeia în casă, să te uiți la ea. Dar până să te uiți la ea, uite la praf, să vezi praful sus, de spaimă. E stresat, praful e stresat. Când a plecat femeia din casă, praful se destresează și se așează. Atunci trebuie șters. Și nu că praful e prietenul bărbatului. Dacă lași o sticlă, care are fundul rotund, o lași pe o masă. Să depune praful, iei sticla, noi nu avem memorie să știm de unde am luat ceva. Ai luat sticla și se vede un cerc. Deci știi de unde ai luat. Dar dacă vine turboșenia și șterge praful, s-a terminat. Rămâi cu sticla mână toată viața. Pe de altă parte, femeia are replică pe care... Noi bărbații nu avem. Noi bărbații nu avem replici urâte. Femeia... Femeia are o replică urâtă. Fii atent. Mâine facem curățenie generală. Doamne ferește! Știi ce înseamnă curățenie generală? Înseamnă că nu mai găsești nimic. Asta e! Dar cine găsește? Ia. Cât timp? Toată viața. A cui? A ta. Am lucrat toată până târziu, a venit mai târziu acasă. A venit mama ei la noi și a făcut curat. Mai stai foarte bună în curățenie. Când o vede covorul, face... A făcut covorul numai când o vede. Aspiratorul nu mai merge, pentru că s-a luat la întrecere cu aspiratorul. Nu știa ce face soacra în patru labe pe covor. Vrea să arate cum se trage. A doua zi am găsit aspiratorul la ușă. Ce faci, mă? Plec! Cum să pleci, mă? Păi mă chinui, nu se poate. Important este că a venit târziu acasă. A venit târziu. El îi terminase curățenia generală. Eu am venit, am intrat în casă, n-am mai cunoscut locul, mi-am cerut scuze, am plecat. 3 zile mi-a luat până mi-am convins prietenii, bagă cheia, nu știu, să vezi că la apartamentul tău. Astea sunt lucruri, după părerea mea, sunt lucruri mai mărunte, așa, mai adevărat, un lucru care nu-mi place. Este că, măi, dacă eu urăsc ceva, atenție mare, eu urăsc ceva,
Băi, ea nu poate să-ți placă ceea ce urăsc eu, măi. Uite, așa e. Femeie îi place ce urăsc eu. Dar urăsc, urăsc. Ea nu mai poate de plăcere. Face terapie cu ce urăsc eu. Îi zice cumpărături. Nu ești cu mine la cumpărături? Normal că îi spune nu. Cum să mergem? Ce am înnebunit? Cum să mergem? Nu. Dar nu zici. De ce? Păi tot cu ea stai după. Că atunci nu o să spui nu. O să spui... Da, asta e un răspuns bun. M-am îmbolnăvit. Sau mai bine mori, brusc, atunci ai scăpat de cumpărături. Nu mai ai nicio treabă, e clar. Fii atent ce faci. Are nevoie de acceptul tău să spui da, că mergi. Dar tu nu o să spui da niciodată. Uite așa, nu spui da. Nu o să spui da. O să spui da. Nu o să spui da. Uite așa. Ține zâmbetul, ține zâmbetul, ține zâmbetul. Știi cum sunt eu în fața nevestei? Plasmă. Telecomanda-i la ea. Schimbă canalul. Dar femeia vrea să mergi cu ea la cumpărături. Cum? Fii atent aici. Femeia-i deșteaptă. Femeia-i deșteaptă. Femeia-i deșteaptă. Femeia-i deșteaptă. E atât de deșteaptă femeia că dacă am comparat-o cu noi bărbați, noi existăm. Numai femeia e deșteaptă, deșteaptă. Dacă n-ar fi femeia, planeta asta ar fi așa, fără strălucire, fără delicatețe, fără gingășie, fără... Am fi numai noi, bărbați. Ne-am uitat unul la altul. Foci. Foci plin de păr. Ea vine acasă chitită să obțină da de la tine, din gura ta. S-a prins în nod. Ce creează? Diversiuni. Deci femeia vine acasă și creează diversiuni. Fiecare cameră e camera ei. Vocea ei e în fiecare cameră. Vocea ei e în fiecare cameră. Tu stai relaxat. Ai vrea să stai relaxat? Ia, spuc. Ce e? Ți-am spus sau nu ți-am spus? De câte ori îți cade din gură pe parchet? Sau scap ceva, vreun lichid? Să ieși să ștergi imediat. Altfel nu mai găsim parchet la fel. Ți-am spus sau nu ți-am spus? Din altă cameră. Ți-a spus sau nu ți-a spus să nu mai arunci chiloții, maieurile, cămășile sub canapea, sub fotoliu, pune-le în mașina de spălat sau în coșul de rufe? Ți-a spus sau nu ți-a spus? Din bucătărie sau de? Deja nici nu mai știi ce-i cu tine. S-aude din bucătărie vocea ei. Spune-mi și mie, de ce crezi tu că am lăsat eu vasele în chiuvetă timp de 3 zile? Să se moaie? Și ea continuă. La un moment dat, vine în spatele tău, tu habar n-ai, că vine tiptil, e tiptilistă, e tiptilistă, vine și zice... Mergi cu mine la cumpărături? Și la un moment zic, de, gata, s-a terminat, mergi cu el la cumpărături. Așa am ajuns cu el la cumpărături. În față la mol, ia prima, eu în spatele ei, că în cazul care se răzgândește să ajung primul acasă. Face primul pas, ia, face primul pas, intră în mol, uite așa. Și zice, voi, ai văzut, mă? Eu n-aș știu că trebuie să văd. Acum trebuie să văd. Dacă la sfârșit de lucrarea de control, ce mă fac? Hai să mă uit, hai să mă uit. Acum sunt atent, face al doilea pas. Doar!
Doamne, ai văzut asta, mă? Ai văzut? Voi de mine. Măi, n-am văzut nimic, n-am văzut nimic, n-am văzut nimic. Dar ea vede tot. Mi-a intrat frica în mine. Asta vede în 3D. Doamne, ferește. A intrat frica în mine în momentul în care am văzut celelalte prețuri. Prețurile mari îi făceau cu mâna. Uite, așa îi făceau prețurile mari cu mâna. Aleu, 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 aleu. A început să mă mănânce pielea. Când m-am uitat la ea, ea deja avea trei coșuri pline. De unde? Când? Eu am crezut că nevastă mea, înainte să intre în magazin, are mâini. Nu. Are scaieți. Totul s-a agățat de mâine, uite așa, tot. Trei coșuri pline, scaieții plini. Măi, te uiți, dar cât reziști? Cât poți să reziști? Măi, dar tu îți faci joc de mine? Ai impresia că a venit aici să mă faci de bagiocuri la toată lumea? Vrei să te calc în picioare aici? Și ai impresia că banii cresc așa în copaci? Eu scutur copacul, iau banii, ți-i dau ție? Aha! Ai impresia că banii cresc în pământ? Iau lopata, bag lopata, scoap banii, îți dau ție? Aha! Vrei să mori aici? Vrei să mori călcată în picioare de mine, băi? Cam asta am vrut să-i spun. Mulțumesc. Am ocazia să construiești un diabet bun. Este un om care este o legendă, efectiv o legendă. Am crescut cu el. Adică îmi aduc aminte că vedeam casetele alea de nu știu câte ori. Erau casete video, aveam și video, uitam, le știam pe de rost. Totdeauna omul ăsta mi s-a părut că e ceva fenomen și îmi place că poate să transpună orice chestie mică, orice gest, orice sunet pe care îl scoate, el joacă cu fața. Și Jim Carrey face chestia asta foarte bine și îmi place. Eu aș vrea din tot sufletul să vă mulțumesc atât în numele meu, cât cred că și în numele unei țări întregi, pentru faptul că ne-ați făcut copilăria, adolescența, unora poate și senectutea la momentul respectiv. Tu auzi chestia asta? Mult, mult mai fericită și mă înclin. Da, bravo! Eu cred în comedie și cred că râsul este cel care trebuie promovat mereu, pentru că râsul e cel care ne ține pe toți în echilibru. Un moment de liniște, vă rog, am să spun ceva foarte, foarte important. Pentru mine, Doru Octavian Dumitru este unul dintre cei mai importanți comedianți din România. Era pe scenă exact în momentul în care eu începusem să apreciez glumele, să înțeleg despre ce e vorba la capitolul umor. Omul ăsta știe foarte bine meseria, are 30 de ani de scenă în spate și a controlat foarte bine timpii, publicul. A fost exact invitatul potrivit pentru această seară. Mulțumesc. Ai umor? Ai umor! Mulțumesc. Asta o să spunem concurenților. Ai umor? Ai umor! Până la ieșire, mă! Până la ieșire, boss! Profesioniști sunt! Uite, mă! Ha, că începe și jogging-ul! Aplauze pentru Doamnelor și domnilor, aplauze puternice pentru invitatul special de astăzi, Raul Gheva! Eu sunt Raul Gheba, probabil unii dintre voi mă știu de la celălalt show de talente. Bineînțeles, vorbesc aici despre Mireasă pentru fiul meu, unde am și câștigat de altfel. Acum, după cum puteți vedea, sunt căsătorit cu mama. Și chiar am o soție de asta de un an și ceva pe care nu prea o mai suport, pentru că mă bate la cap să iau haine de casă. Și am spus, femeie, ești nebună, haine de casă nu se cumpără. Haine de casă devin haine de casă. Sunt niște haine de oraș care au ieșit la pensie.
Ăla e circuitul Haine Natura. Haine de oraș, haine de casă, cârpe. Orice bărbat știe chestia asta. Ați văzut vreodată un bărbat să renunțe la un tricou de casă? Nu există așa ceva. Bă, poți să ai o gaură de ți se vede sfârcul. Ești... Las că merge la pescuit. Încă n-avem copii, eu cu soția mea, dar avem un precopil, adică un câine. Că asta e ordine, e cactus, câine, copil. Și noi suntem la pasul 2. Și se spune chestia asta despre un câine, că te pregătește pentru viața de adult. De adevărat, n-aveți idee cum. Câinele ăsta reușește să facă cu mine ceva ce Mike Man are și toată viața ei. Să mă trezească de dimineață fără să comentez. Și cum face câinele asta? Eu știu că dacă nu mă scol dimineață să duc câinele afară, câinele mi se c*** în cameră. Mike Man a făcut niciodată chestia asta. Nu știu de ce, poate nu m-a iubit. În schimb, eu o să fiu un părinte mai bun și când o să am copii mici care o să fie... Nu vreau să mă duc la școală, mă duc la ei în cameră, închid ușa, dau de două ori cu lăbuța și dacă nu se trezesc, mă c*** pe jucările lor. Oh, nice! E o idee. O idee. O singură dată trebuie să o faci. Nu vin acasă de la școală, le rog pantofii, ce c***. Dar ar fi foarte frumos, așa. Singura problemă cu câinele meu e că în România, când ții câine, te obligă să-i pui microchip sub piele, știi? Ceea ce pare un pic brutal, dar e foarte practic. Acum poți să plătesc cu el la Mega. Serios, nu știu la magazin, cu ce plătesc? Chei sau car? Câine. Foarte frumos. Am fost cu soția mea, recent am avut nunta și am fost, evident, în luna de miere. Și ca orice român am un singur criteriu atunci când îmi aleg destinația de vacanță. Hai să mergem undeva unde nu sunt români. Ați avut discuția asta, nu? Bă, mergem la bulgari? Nu că e plin de români acolo. La greci? Nu că și mai mulți români. Păi și unde să mergem? Hai, mama aia, că acolo e plin de italieni care se prefacă să români. Problema mea e următoarea, că... Nu vreau să am rușine față de semenii mei, dar am trăit acel moment, știi, când ești la o tavernă grecească, pe malul mării, mănânci un tzatziki, bei un vinichi, e liniște, e pace, e perfect. Și la un moment dat, de la 500 de metri depărtare, auzi un... Finule! Vino mă să vezi ce era asta! Și în momentul ăla te genezi un pic. Ești, yes, I am from Bulgaria. Problema următoarea, că noi ca români ne-am răspândit atât de bine, atât de bine în Europa, încât nu mai există loc unde să te duci în vacanță să n-auzi românește în fundal. Efectiv, nu mai există. Eu de asta îmi fac toate vacanțele în Ținutul Secuiesc. Acolo e liniște și pace. Mergi pe stradă, vezi un bătrân, nemtul domn. Perfect! E ca în afară, dar plătește în lei. Am încercat să fiu turist în țara mea, numai că știți că e un pic cam greu. Am încercat să fiu turist cu trenul și s-a întâmplat o chestie să mă apuce stomacul fix înainte să mă sui în tren. Și dacă ați fost prin afară, ați văzut, e foarte simplu acolo. Te duci la un turnichet, bagi o fisă, te-ai dus, te... Simplu, bang. Pe la noi am impresia că fiecare intrare în toaletă e păzită de o tanti care te judecă că ești acolo. Ești, bună ziua, aici e toaletă, ai venit să te... aici, a? Ciosule, știu, ești un pic jenat. Da, dar e o toaletă publică. 1,50 lei! Și credeți-mă, 1,50 lei nu e o sumă pe care ai la tine când vrei să te c***i. Când te apucă burta, ai numai bagnote de 200-500 de lei, n-ai fost în viața ta mai bogat. Dar m-am căutat de mărunt, i-am dat 1,50 lei și mi-a dat efectiv un pătrățel de hârtie igienică. Eu am rămas blocat, ăsta ce-i biletul? I-am zis, nu că hârtie. Doamnă, vreau să mă c***i, nu să-mi șterg o lacrimă. De unde zgârcinii asta? Mă așteptam să-mi dea și un cronometru. Ia, 30 de secunde, fugi! Dar am văzut și semne de progres. Nu vreau să fiu doar răutăcios, pentru că în acceleratul București Suceava, pe fiecare masă, aveau câte o carte de citit. Foarte drăguț din partea lor, doar că na. Fiind în România, cartea avea o gaură dată în colț și un lanț care lega cartea de piciorul mesei. Voi vă dați seama în ce țară trăim dacă au trebuit să pun o carte acolo ca să nu fure lanțul? Incredibil. Eu sunt un bărbat mai sensibil de felul meu. Sunt genul de bărbat căruia nu-i place fotbal. Hai să aplaud de bărbații căruia nu le place fotbalul de aici din sală. Vă simt, frații mei. Știi care e problema în România? Să zic că nu-ți place fotbalul ca bărbat. E ca și cum ai zice că nu-ți place Arsenie Boca. E păcat. Te bate Dumnezeu. Niciodată nu m-am priceput la fotbal. Știți că băieții când joacă fotbal, cel mai fraier la fotbal, ce face? Stă în poartă. Stă în poartă, da. E, eu comentam meciul.
Și era mingea mea. Din când de când mai stam, băi, vreau să fiu și eu pe teren. Vine Raul, uite, ești bară. Și am crescut un pic, am încercat să mă uit la meciuri și întotdeauna când te uiți la un meci de fotbal, sunt doi comentatori care, în loc să-ți comenteze meciul, se dau deștept. Ați prins câte o frază dintre aia? Iată niște imagini demne de comedia umană a Leonor de Balzac. Mă, du-te, dracu! Fix asta e genul de remarcă pe care vrei să o auzi la fotbal. Îmi și imaginez acel tirist care stă cu un PDB uitându-se la meci. Ia auzi, fă ce referință fină la Balzac. Ar fi mișto să stricoare informații foarte asumate. Uiți la un meci, iar acum Kipciu intră pe contraatac și creează un comic de situație, la fel ca într-o scrisoare pierdută publicată în 1835 de Luca Caragiale și pasă! Te uiți la un sezon de Liga 1, iei bacul. Ar fi foarte practic, dar nu se practică. Cel mai amuzant lucru pe planeta asta mi se pară bărbații care ies la agățat, pentru că nu există pe fața Pământului creatură mai penibilă decât bărbatul care iese la agățat. Efectiv, niște maimuțe puse pe sex. Și e un punct de tranziție în care deveni retardați, știi? Că înainte să ieși în club, te duci la un tovarăș acasă, începi să te îmbeți un pic, bei o țuiculiță, bei o bericică și te pompezi. Ce face ce la vânătoare în asta? Vânătoare, ce vânăm? Păsărică! Și atunci începe să ne cadă bala din gură ca niște retardați ce sunt. Așa e, frate. Recunosc. Și chiar e vânătoare pentru noi agățatul, pentru că fix ca la vânătoare, când ești la agățat, de cel mai multe ori te întorci cu fix. Nu sunt eu, nu sunt eu. Nu, aici nu sunt. Până la jumate am fost. În primul rând, îți spun de ce, pentru că e un sport ușor atunci când ai bani. Ați văzut cum vânează de-al de țiriac, face. Vreau și eu căprioara aia. Așa faci. Da, dacă ești vânător sărac, efectiv trebuie să hăituiești pe una toată seara. Ești, haide, fă! Până săraca pică de oboseale. Bine, ha. Ce nu mi se pare corect este că dacă noi bărbații mergem la vânătoare, voi, fetelor, clar ieșiți la pescuit. Ăla e sportul vostru. Un sport mult mai tactic, mult mai inteligent. Ce faceți voi? Ieșiți în club, adică în baltă, vă puneți pe un scăunel, și începe să nădiți cu privirea. Hei! Hei! Și după vreo două ore, după ce s-au amețit bine carașii, e timpul să vă ridicați și să lansați momeala. Și atunci când dai din linguriță, se creează o undă în apă, pentru că brusc toți carașii sunt... Și acum vine partea mișto la pescuit. La pescuit poți să agăți carasul, hop! Îl tragi spre mal, el se bucure. Stai să vezi. Îl scoți din apă, tu să elești. Părea mai mare în apă. Și la pescuit e catch and release. Poți să-l pupi și să-l arunci înapoi în baltă. Și ai opțiunea asta. Noi nu avem opțiunea asta. Noi dacă am rănit o căprioare de 260 de kilo, o luăm acasă și o... Că dacă nu vine altul și o mănâncă. Noi respectăm prada. Asta vă spun. Cel mai amuzant e a doua zi când tovarășii se văd la cafea și toți dau raportul și zic, băi, eu am agățat două aseară. Două, eu am agățat șase și toți mint. Și eu eram și eu, bă, aseară eram în club și a venit o gagică mega bună la mine. M-am uitat la ea, ea s-a uitat la mine, la un moment dat vine nebuna, se bagă în seamă, face, salut. Și eu zic, salut. Și ea zice, ce faci, fumător? Și eu zic, da. Și ea zice, ce brand de țigări fumezi? Și eu zic, și ea zice, nu vrei să încerci nouă White? Păi a trăgea de mine, dă-mi e-mail-ul, dă-mi un telefon. Stai, fă, disperat-o! Deci n-am scăpat de ea până mi-a dat un pachet de țigări. Și vreau să vă las cu un exercițiu de sinceritate, dragi spectatori. Hai să aplaude. Cine s-a uitat la un film porno săptămâna asta? Eu sunt paralizat, m-am uitat. A, nu stai că e luni. E luni. Asta e problema. De fapt, dacă stau bine să mă gândesc. Vorba aia, au trecut multe ore. Văd că au fost niște oameni, dar e greu să fii sincer la chestia asta. Cu oamenii au o rușine, bă, că nu vrei să recunoști că te uiți la filme porno. Bă, nu ai de ce. Eu, trebuie să înțelegeți, mai mulți oameni se uită la filme porno decât la meteo. Eu m-aș uita și acum, să zice. Dați-i drumul la Wi-Fi la băiatul ăsta, vă rog, frumos.
Eu nu am probleme astea. Eu când mă uit la filme porno, dau foarte tare să creadă vecinii ca așa. Wow. Și toți vecinii sunt impresionați. Ia uite, bă, ce-i de raul ăsta. Și vorbește și în cehă. Și cu asta am lăsat oameni. Vă mulțumesc frumos și eu am fost Raul Gheba. Seara cu mine. Da. Da. Da, tu când te uiți la filme porno. Așa. Te uiți pentru că... Pentru că vreau să văd cum se termină. Să-l primim cu cele mai puternice aplauze pe Nelu Cortea! Nelu! Nelu Cortea! N-aș fi ghicit că ești aici, Nelu! Niciodată, e o mare surpriză și pentru mine că voi sunteți aici. Bună seara, bună seara! Seara, bună seara! Sper că toată lumea e bine, toată lumea e sănătoasă. Eu, uite, de curând am fost să-i fac analize lui Fimea. Fimea are 4 ani și am fost să-i fac analize. Și când mergi să-i faci analize, trebuie să duci probe de scaun. Știe toată lumea? Despre asta vorbim, despre... Și când am dus probele, la ea e foarte simplu. Că e micuță, face la oliță, știi, stă acolo. Când e gata, zice, mama. E foarte, mama. Și dacă zici, și dacă e măsa, mama. Știe să vorbească, dar dracu, că m-am văzut cu țâțe, mi-a zis, mama. Și după ce termină, iei borcanașul ăla cu spatulică, iei două spatulici, închizi, arunzilești tu la WC, dezinfectezi olița, parfum. M-am dus la policlinică cu probele ei și am văzut un tip la 40 de ani cu propriile lui probe de scaun. Bă, și-am stat ca prostul și m-am gândit, cum? Cum a făcut? Cum? Adică, serios, la 40 gândit. De ani, în anul Domnului 2020, tu, mascul alfa, șef de șef, de haită, de lăi, 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 cum faci tu să-ți recoltezi propriile tale probe fără să te simți ca ultimul neandertal? Și am întrebat oameni, am întrebat o groază de prieteni, pe care și pe Bordea, îl știți. Vă jur pe ce mai zis, Bordea, care m-a luat de sus, okay. Automat a zis, Nelu, Nelu, nu știi să iei cu experiența ta, Nelu. Și mi-a zis exact așa, a zis, fii atent. Iai un ziar sau un pliant electoral, cel am de mână, și faci acolo. Zic, să mor tu. Asta e soluția ta, să mă pe ziar la mine în casă. Asta îmi zici tu mie. Plus că eu nu știu dacă fac solid sau să mă ierte Sfântul. Adică, pe bune, că dacă eu dau foc la casa aia, nu mai pot să stau acolo și ne dau pe călcâie, las-o, dragă. Nu. Nu e niciun truc. Dar mi-am adus aminte de prima dată când a trebuit să-mi duc singur probe la analize. Eram în liceu, încă duhnea comunism în perioada aia și mama avea treaba, a zis, bă, ești destul de mare, a dus probe și a plecat. Și am zis, bine. Eu n-am fost bun la școală. Am zis, bă, azi mama, să fac o treabă mare. Și am făcut în felul următor. În vremea nu erau borcănașe speciale cu spatulici, știți? Erau borcane, punct. Trebuia să fie spălate, curate și ne chinuiam să râcâim eticheta de pe ele, știi? Muștar clasic. Ce aveai? Zacuscă de fasole? Aia era. Și vă jur, povestea adevărată, fiți atenți. Singurul borcan curat spălat pe care eu l-am găsit în acea minunată zi de iarnă era un borcan de 800 de grame. Eu când l-am găsit n-am știut două lucruri esențiale. Unu, eu n-am știut cât trebuie să duc. Adică nu e un îndrumar cu cât trebuie să duci la policlinică să-ți ia analize, știi? Bun. Doi la mână, eu n-am știut că în acea minunată zi de iarnă o să fac exact 800 de grame. Bă, ras, am pus capacul, a făcut etanș, a fost să moară. Bă, eram atât de mândru, pe cuvântul meu. M-am gândit că mă duc la policlinică și o să vină asistenta să zică, excepțional, mă, băiatule. Domn doctor, veniți, lăsați operația, veniți să-i facem poză la băiat, la ziarul local. Eram foarte fericit. Și am luat borcanul, l-am pus într-o pungă, să nu se vadă, să nu mi-l fure cineva, îți dai seama că era mândru de achiziția mea. M-am înfofolit bine, l-am luat cu ambele mâini, că na, să nu cumva dracu, era iarnă, salunic, să sparg minunăție de probă. Nu. Plus că a ajutat. Afară era frig, ăsta era cald. Nu vă jur. Deci n-am cum să inventez asta. Stăteam atât de aproape de policlinică, la vreo 60 de metri, i l-am dat cald. Deci, voi n-ați văzut schimbare de stare în ochii unei femei, ca în momentul în care a venit cretinul, cu o mândrie în suflet, mă, și am întins punga și am zis, poftiți, doamna mea! Ea a luat punga, a crezut că e șpagă, că a văzut că e grea, s-a bucurat.
Era, vai, dar nu trebuia. Să rămână, ținea la piept să mă ierte Dumnezeu. După care a pus mâna pe el, a văzut că e cald, deja era sceptic. A zis, bă, ce trebuie, mi-a să sta ciorbă și pagă-i? După care a deschis punga, i-a picat fața instant. A zis, ce? E ăsta. Și a zis, al meu! E pentru analize, doamna mea! Bă. Și bă, tu ești bătut la cap analize la ce? La tot orașul? Pleacă-n... cu ăsta de aici. Am luat borcan. E altă dilemă de care m-am lovit. Ce faci cu un borcan de 800 plin de... Îl pui în frigider. E. Și revenind în zilele noastre, a trebuit și eu de curând să-mi fac analize la probă de... Și nu știu în continuare o metodă ok. Chiar dacă știți voi una ok, sunt foarte curios ce folosiți. Dar am mai întrebat prieten, alt prieten de-al meu, care mi-a zis exact asta, vă jur. Mi-a zis Nelu. Și el m-a luat de sus. Nelu, îți înfășor mâna în multă hârtie igienică. Zic ok, faci cât ai nevoie. Zic oprește-te, te rog, oprește-te. Ce dracu fac de aici? Să mor? Zic, să mă împalmă, să merg. Tu ești tâmpit la cap. Nu mai ești neandertal, ești direct maimuță, las-o, dragă. Nu, n-am făcut nici asta, dar am făcut singura metodă care am știut că o să funcționeze. Olița lui fimea. Bă, vă jur, am trimis pe toată lumea de acasă. Deci nu vrei să te vadă nevasta în ipostaza aia. Orice ai reproșat pentru restul vieții tale. Mă, iubirea, costa cam mult. Dă gine? Ce face la Oliță? Nu vrei asta. E, am trimis-o de acasă. Și acum, ca să vă ajut să vă imaginați. Deci eu am 100 de chile. Un animal de 100 de chile. Pe o liță galbenă cu Winnie the Pooh. Și singurul gând era, zic, Doamne, să nu spargă cineva casa acum. Orice. Că dacă intrau două matahale cu cagulă pe cap și se uitau la mine cu rângi, mă, ce dracu le zici? Mama! Și cu asta vă mulțumesc frumos, dragi oameni buni, a fost excepțional. Eu am fost Nelu Cortea, v-am pupat, seară faină, pa! Nelu Cortea sau radiografia coprologică la umor. Momentul a fost unul foarte bun. Demn de invitat special. A fost o situație gen situația Bogdan Mărele dintr-un anumit punct de vedere, în sensul în care a vorbit despre elefantul din cameră, că el a avut o problemă la un moment dat. Ce scuze? Eu am o... o problemă. De-aia mă și grăbesc un pic. Revenind, la asta o temă. Așa. Ăsta s-a... Ce vreau să vă zic? Stați așa. A avut o problemă gravă digestivă. Era palid la față și voi ați difuzat. Poți să mai vin o dată? Nu, pe bune, trebuie să fug până la baie. Du-te! Serios, du-te! Scuze, dă-ți a fost. Wow. Nu pot să cred! Nu pot să cred! Se întâmplă, oameni bune, acum ce e? Bun, cât se concurentul pe el, putem să fumăm o țigare? Am declarat de-a lungul timpului la această superbă emisiune faptul că mă enervează glumele grobiene care se reduc la cenzurați, vă rog. Acest număr poate schimba optica. Felicitări pentru purtătorul borcanului din această seară. Mă gândesc dacă am vreo experiență asemănătoare, doamne. Doamnele nu fac coprocultură. Nu. Doamnele nu fac... Nu înțeles. De ce te grăbi, mă? Așa mă grăbesc cu tată. Bam, bam, m-am dat și-am plecat. Nu stau. Așa te grăbești când ai fost poliță? Da. Prima oară când ai făcut ce ai făcut aici, am înțeles de ce te-ai grăbit. Dar acum... Da, m-am grăbit, da. Să nu se întâmple iar, cine știe. Doamnelor și domnilor, aplauze furtunoase pentru invitatul special de astăzi, Ionuț Rusu! Bună seara! După cum bine știți, situația în acest moment în țară este gravă. Incertă. Este incertă. Incertă.
probabil ați aflat din presă că nu mai sunt locuri la ATEI. Nu mai sunt locuri pipaturi, mai avem locuri în picioare. Că nu mai sunt locuri pe paturi, mai sunt locuri doar în picioare. E bine așa? Perfect. Perfect. Astfel că am luat decizia împreună cu domnii secretari de stat, Bogdan Despescu și Raed Arafat, ca începând de azi... De mâine. De azi, de mâine, nici cum nu-i bine. Așa face și la ședințe, domnule Arafat. Dar poftim, spuneți dumneavoastră că m-a săturat de privirea asta de tată care mă judecă tot timpul. Poftiți. Mire scuze, îmi pare. Se poate. Mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule ministru. Bună seara. În mare parte, domnul Vela a expus toate deficiențele cu care ne confruntam. Dar eu am să aprofundez puțin. După cum bine știți, situația în acest moment în țară este gravă. Astfel că am luat decizia împreună cu domnul Despescu și domnul Vela, ca de azi... Incredibil, domnul Vela. Continuați, vă rog, continuați. Ca de azi să reintroducem măsura statului acasă, la altcineva. Repet, acasă la altcineva. Am luat la cunoștință faptul că oamenii s-au plictisit să stea la casele lor, așa că am adoptat această soluție. E mai lejer din toate punctele de vedere să nu mai punem la socoteala că acasă la altul nici nu-ți vine să faci curat. Practic va fi un fel de schimb de mame imobiliar. Vrem ca cetățenii să înțeleagă gravitatea situației și să nu mai primim plângeri de la diverse industrii, precum cele din partea Horeca, spre exemplu. De asta ne arde nouă acum. Horeca sârbe ca să mai aștepte. La fel, se fac presiuni din partea artiștilor. Actorii nu joacă, vezi, doamne. Adevărul este că nu vor să joace. Ați văzut că la fotbal s-a putut. Ar putea să joace și ei niște piese de teatru fără spectatori. Revenind la situația din spitale, am primit nenumărate întrebări referitoare la ATI. Ce înseamnă, de fapt, acest ATI despre care se tot vorbește? ATI este un acronim pentru cei ce nu cred în virus, pe care mulți dintre voi îl cunoașteți, dar pentru cei ce nu știu, ATI vine de la ATI îmbolnavit. Hai că se poate! Date fiind resursele limitate din spitalele de stat din acest moment, am hotărât să mai adăugăm trei litere la acest acronim și anume DLP. Deci de acum înainte vom avea ATI DLP, care vine de la ATI îmbolnavit, du-te la privat. În altă ordine de idei, am ia și picioarele în foile astea de rahat. Nu traduce asta! Nu ți-a ajuns că ne-ai păcălit la interviul de angajare? Te-am întrebat ce studii ai. Ai făcut semne că nu poți să vorbești. După două săptămâni ai fost în vlog la Shelly, unde ce faci ai? Vorbeai în gura. Nu traduce nici asta! Saturat. Și tu pune mâna și dăm foile, că de asta ești bun. Tu. Crizonat. Dăm foile. Mai iertați, sunt sirian și când mă enervez, pur și simplu explodez. Revenind, 6 kg de cartofi, 4 legături de marar. No. Scuze, lista de cumpărături a soției, îmi pare rău. Revenind, săptămânile trecute, guvernul a accesat fonduri europene în valoare de 80 de miliarde de euro, care vor fi folosite în mare parte pentru combaterea virusului. 65 de miliarde de euro merg la Catedrala Mântuirii Neamului. Pentru că ne punem speranțe foarte mari în ajutoarele venite din partea lui Dumnezeu. Sau ce mai rămâne după ce și ia domnul patriar comision. <gântu-i> 3 miliarde de euro vor fi alocate pentru achiziția de elicoptere Euro 5 aproape noi din Germania pentru serviciul de ambulanță. Elicopterele sunt în stare foarte bună, sau aș fac treaba, cum zic samsarii care le-a vândut. Au fost folosite de niște bătrânici din Germania ca să meargă la spital și înapoi.
Alte 2 miliarde de euro vor fi folosite pentru cumpărarea de tuburi cu gel pentru frezele domnilor Ludovic Orban și Nelu Tataru. Pentru ca frezele danșilor inspiră rigurozitate. 3 miliarde de euro se duc către achiziția de ace și seringi second hand din Belgia. Multe dintre ele folosite doar o singură dată, deci nici nu se observă. Anca 2 miliarde de euro vor fi utilizate pentru a procura vopsea de față de genul Carlos Dreams, pentru ca cetățenii să-și facă mași singuri, prin care să respire mai ușor. 2 miliarde de euro pentru construirea unui buncar subteran imposibil de penetrat și asigurarea hranei necesare pentru 200 de ani, buncar în care vor fi închiși Viorel și Vulpița pentru totdeauna. Victorie! Presupun că aici știți motivele, nu le mai enumăr. Au mai rămas 3 miliarde de euro, care nu a fost alocați încă, dar guvernul a promis că are grijă de ei până se hotărăște unde vor fi distribuiți. Ca să parafrazăm o celebră expresie din trecut, dorm liniștit, guvernul are grijă de banii tăi. În ceea ce privește infrastructura din spitale, vă mulțumesc, la revedere! De câte ori să vă spun, domnule Despescu, nu mai rămâneți în speranța că vorbiți. V-am chemat că era cadrul de 4 și se vede urât la televizor. Haideți, vă rog! Publicitate! Ah, ce-am avut și nu mai avem. Așa, da. Uite-mă cu măicuța. No, astea nu sunt de interes național. Am bodyguard. Wow. Vezi că se întoarce pentru... Cât de tare a fost. Nu vă jucați cu ele, costă. Păi, hai să mai facem un pic de deranj pentru domnul Rusu, să înțeleagă că a ajuns la fosta lui emisiune. Ăsta merită, mă. Consider că Ionuț Rusu face parte din batalionul întâi al umorului românesc. În sfârșit, această emisiune începe să redevină ceea ce a fost în perioada ei de glorie. Macaron, ce caro! Haideți, haideți, haideți! Iohannes! Mamă, este... Mă bucur, dar este o zi din aceea, cred.
după momentul lui Iohannis, jurați s-a stins becul. Noi îl știm de foarte mult timp pe Iohannis. Știm ce poate. Știm. Și ce poate mintea. Știm. Și măiestria. Ce a făcut acum Iohannis este foarte bestial. Și e normal ca juriul să rămână mucles. Ok. Bă, Iohannis, senzațional, mă, ca de obicei. N-ai cum așa ceva. S-a dislocat omul de la mijloc. S-a împărțit în două, picioarele s-au dus într-o parte, corp într-o parte. Ce mai vrei? Sunt absolut convins că nu a fost o tăiere în două. Nu? Nu s-a tăiat în două. Și nu s-a pus la loc și s-a lipit cu superglu ca în desene animate. Ba da, s-a rupt în două de la jumătate. Totul a fost spectaculos, dar momentul care m-a șocat a fost ăla în care i-a luat-o corpul raznă. Se transmită omului cineva că a fost foarte tare. Foarte. N-are nevoie de aprecierile noastre, cred că știe. Iohannis, am avut un moment de înălțare și ca un pasionat de magie ce sunt, am trăit acest număr de magie de la început la sfârșit. Băiatule. Mi s-a părut genială desfășurarea atunci, adică nu? Ba da. Mi se pare că așa ar fi cel mai bine să desfășoare ai umor. Noi stăm la masă, nu spune nimic, să deschide aia, cineva face ceva, să pune la loc, tăcere. Se va baza totul pe testimoniale. Nu, nu, nu. Nici? Și fără testimoniale și fără nimic. Noi de obicei când vorbim, vorbim prost. Știi ce zic? Ori așa e mult mai... Că voi aveți nevoie, voi aveți nevoie, practic, să prezentați acolo, să arătați niște numere și să mai fie niște fețe cunoscute care reacționează. Și cum ai reacționat? Ia, dacă aș trage cu tine înainte, ia. Și acum îmi mimează fericire. Zic că n-ar fi foarte interesantă emisiunea așa. Ba da. Ah, se pare că am fost ascultat. Stai, mă, azi e ziua perdelei. În ritmul ăsta, cred că într-o oră terminăm. Iată, rododendronul umorului românesc. Asta e, cred că asta este următoarea chestie. Cred că s-au dus și mai mult, adică nici nu va fi pe scenă ceva. Poate este, dar nu-l vezi. Ai auzit? Păi concurentul e pe scenă, dar nu-l vedem. Doamnelor și domnilor, haideți să-l primim cu aplauze furtunoase pe Dorin Zidaru. Aolea, ce nu-și trăie să nebunesc. Hai, te mă împinge, tu mă-n față. Cred, bă, vizante, bă. Îți jur că eu nu l-am recunoscut. Dacă nu mi s-ar fi spus în cască și n-aș fi avut scris pe hârtie vizante, nu mi-aș fi dat seama că el e. Băi, zic, avem invitat special, dar e atât de special că eu nu știu cine e. Mai dă-i o dată, hai, acum! Ia uite-l, bă. Hai, Timo! Deci nu m-a omorât boala, mă omoară ăsta, să rămână. Sănătate. Hai, super canajic, aplaudați, mă, că de-aia vă plătesc. Atât de bine era transformat în rolul ăla și atât de convingător era că nu mi-am dat seama că e el. Și-l știu pe vizant, adică, na. Eu, deci n-am crezut că e așa mare la voi, pe bune, m-am pierdut un pic, știi? Eu când vedeam pe televizor, de când vedeam mic așa, știi, că eu am de la sport și... Eu așa m-am și gândit, zic că ăștia care apare, toți artiștii care apar la televizor, e pitit, știi? Că, e, că se vede pe televizor, că nu se face circ la televizor, se face, știi? Și așa am zis, că e toți e pitici de la circ, știi? Dar acum când am venit aici am văzut că nu e. Nu e, adică e decât oameni adevărați, știi? E, adică, mă rog, doar că face circ așa e, e mai circar, știi? E bine! Ce, n-am dreptate, domnul Bendac? Aveți, aveți, eu, aveți, 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 domnul Bendac. Făceaia, mă, nu știu eu, că eu mă uit la televizor, bine, nu mai văd eu bine, că el e mic așa, dar vede, vede frumos, vede, vede culori, așa. Și... Părește capul, nu mai râde. Da, și, super, doamne ajut, doamna Delea, da. Poți să vii mai aproape nițel? Da. Așa, doamna Delea, deci, ce vreau să vă zic, eu acum, deci eu vă consider decât cea mai artistă, așa, pe sufletul meu. Adică nu vă supărați, că n-am, adică nu, nu vreau să zic altceva eu. Dar adică să nu se supere domnul Bendea și nici domnul, ăsta. Pot să zic domnul Chelu? Da, că n-ai, da? Altceva. Că nu, altceva nu se vede, de-aia zic, știi? Deci, doamna Delia, după părerea mea, sunteți cea mai frumoasă,
De la ai umor, pe cuvântul meu. Da. Deci, nu? Ce, nu? Este? Da, este, deci, este, să este, știți este. Că deci eu sunt fanul noastră de mică. Dar acum ați ajuns mare și ce mai să vorbim, că e deci, vă jur, deci, pe bune, mă bucur foarte tare că m-ați cunoscut, deci, na. Dar bagă și pe aia, că ești fanul meu numărul 1. Da, pe aceea am tot orgoliu pentru noi aici. Ce vorbim? Nu mai să vorbești. Frumos. Frumos. De-aia ea, prima mea iubită, așa mi-am făcut. Deci exact ca dumneavoastră, pe cuvântul meu. Dar eu așa am mai avut femei, să știți, la viața mea eu am avut frumoase așa, deci am avut. Dar care-i treaba? Astea care e frumoase, bă, e leneșe. Formul, care e deștepte, e rele. Și care înțelege și bune la suflete și harnice, bă, e grase. N-ai ce să prea faci cu ele, știi? Da, mă rog, acum eu n-am treabă nici cu astea mai plinuțe, așa că mie îmi place așa femeile. Adică să și ved. Adică nu, eu nu mă ascund, înțelegi? Eu am tricou pe mine, să știe, mi-e așa îmi place să fie femeia pârguincioasă, știi? Dar e unii care zice că totuși astea mai fâșnețele, mai subțiri ar fi, știi? Că ce că e ca gâturile de pui, știi? Adică oricâtă cărniță ciupești după ele, tot nu se termină, știi? Ziceți bine. Da, deci să știți că ești pentru noastră, deci pe cuvântul meu. Deci dacă nu, aveți toată onoarea că m-ați primit aici. Deci, acum, fără Caterinca, eu chiar am, deci, noastră sunteți, după părerea mea, care, deci, bravo. Deci, bravo. Noroc că n-am mai văzut om ca dumneavoastră, că altfel era. Păi nu mai să există. Eu nici n-am fraz, n-am nimic. Unic! Nici părinții nu mai să știe care este. Da, mă, așa, și... Ești bine, mă? Da, să respire așa, să-mi rășea, uite, să-mi da. Hai liniște că nu mai medicii să-mi bolnăvesc. Păi da, că mi-am și zis, spuneți, mă, mască, că-mi suflă pe ceafă pe aici, înțelegi, mă, face-mă cocoșat. Deci, bravo, deci, nu, de acum, uitați-vă puțin, ia, toarceți să te vadă lume. Drât de la camera, așa. Deci, uitați-vă, frate, om fără rușine, bravo, tată. Deci, eu n-am văzut. Am exersat. Aulă, stai că am uitat să mă prezint, este? Eu sunt Dorin Zinedine Zidaru, deci să știe, și mare atenție că e Dorin, nu Dorel, că domnul Miai știe care e diferența între Miai și Miaiță, corect? Dorin Zidaru, da? Și ce face Dorin? Merge. Bravo, merge și asta. Ce a zis? Că zidește? Bravo, păi Dorin Zidaru zidește, dar între ce face Dorin? Dorin dorește! Și Dorin vă dorește decât sănătate și super, Doamne, ajută! Așa, gata, hai că a luat! Aplauzul! Hai că a luat un, gata, așa! Ca să vă zic sincer, eu când mi-a zis ca să vin la umor, am zis că n-are ce să caut eu aici să mă fac de râs la televizor, înțelegi că eu nici n-am umor. De ce să caut, mă, nene, eu aici, înțelegi? Lasă, duc alții, da, mi-a zis neamia ai, înțelegi? Băi, fraiere, du-te, mă! Dacă nici tu n-ai umor, ce are cu? Adică tu care vorba aia, încă mai ai păr pe cap, înțelegi? Te lași ca să te judece unii care nu mai are deloc, înțelegi? Mare om, neamiai, e mare om, să știți, mare caracter. Imediat ce m-am cunoscut cu el, pac, m-a și angajat la teatru de comedie, înțelegi? Deci cum ar veni acum asta în colegi, știi ce zic, domnul Bendeac? Bine, dacă că eu lucrez pe afară, hă? Și tu pe dinăuntru, știi? Da, mă, nu mai te râde. Că m-a angajat ca să refac fața, dar n-ai văzut că am pus schelăria aia acolo? Că m-a angajat ca să fac, că a zis că nu mai s-a ajuns teatru într-un hal care nu mai se poate. Deci cum ar veni, eu fac fațade, înțelegi? Și domnul Bendeac joacă la nuntă. Ce are, mă? Bă, bune, joacă la nuntă, că am văzut eu un afiș mare acolo, când am dat jos de pe fațada aia, că ca să pune schelăria trebuie să dau afișul jos. Și scria, Mihai Bendeac, nunta lui Krecinski, joacă la nuntă, ce are, că nu știu eu. Înțelegi? Deci s-a ajuns rău teatru, pe cuvântul meu. Dacă se face nunți înăuntru, e... Na, serios. Faza e că pe pandalia asta, dacă s-a închis teatrele bari, nu se face, știi? Și oricum, tot respectul, tot orgoliu, că e nuntă mare, e nuntă barosană. Ce are, mă? Deci e nuntă mare de tot, că scria tot acolo pe afiș, scria că se joacă la sala aia mare, știi? La sala Radu Belgianu. Eu am auzit de Marea Mexicanu, înțelegi, de Bibi Americanu, de Radu Belgianu n-am auzit. Da, mă rog, în sfârșit, dacă s-a ajuns la teatru acum și cu Radu Belgianu, faci ce vrei să fie sănătoși acolo cu teatrul lor. E greu cu comedia, e greu de tot, știi? Că nu mai să face chiciurile alea ca pe vremuri, știi?
Acum, pe vremile astea, cum e cu pandalia, să faci glume cu covidele, cu astea. Eram ieri într-un magazin, unul zice, cât costă astea? Și aia ce 1000, la care altul zice pandemie, la care altul zice, lasă-mă că unde merge pandemia, merge și pandesuta. Mă rog, când... Zi-mă, asta e glume? Asta e glume? Altul căci că dă-te mă mai așa, nu-l lua pe strada aia, că umblă câinii cu covid și în coadă. Na, râzi. Uite, acum dacă e adevărul adevărat, eu vreau să vin cu toată echipa. Că mi-am făcut echipă ca lumea, nene, înțelegi? Am jumate aventiști, că m-am gândit că ăștia aventiști e cei mai buni, înțelegi? Nu fumează, nu bea. Deci, băi, nu fură. La mine în echipă unul n-a făcut pușcării o zi. Și de jumate aventiști și jumate ăștia care e cu umorul e navetiști. Înțelegi? Ăștia navetiștii rupe, deci rupe pe glume, n-ai treabă cu ei. De exemplu, a venit unul la mine și zice... Meștere, uite că s-a apucat ăștia care a rămas fără serviciu pe pandalie să pună mâna la lucru. Adică cine, mă? Păi zice, uite fetele de la masaj. A pus mână de la mână și a scos un manual. Și zic, ce manual a scos, mă? Un manual de limfa română, meștere. Deci am râs, băi, știi cât am râs? Am căzut cu schelăria. Brav, m-am făcut, că de atunci am rămas cu scaunul ăsta lipit aici. Brav, m-a făcut, cred că m-a văzut pe jumătate de oră, că râdea și ei. Mă rog, așa. Eu n-am ce să caut la umor, că eu n-am umor. Așa că am zis, decât să închei frumos, ca să vă zic o poezie. Dar asta e de mine. Este prima poezie care am scris când a început pandalia. Maestre, dacă se poate și o medolie așa, dulce reverie. Să știi, poezie de isolare. Primăvară. Acu, când primăvara vine, o mai au odată. Deci primăvară, de mine. Acu, când prim... Ce faci, mă, copiezi? Dă-te mai așa, stai jos. Dă-te de aici. Ia uite-l, mă, și pe ăsta. Stai jos acolo. Așa. Deci, acu, când primăvara vine și fuge iară sângele pe-n tine, când ziulica toată o vezi în ce cum crește și toate alea încep și ciripește, când soarele mai galben îl vezi că răsărește și ai impresia că dacă ție îți zâmbește, când iarba verde e din nou mai grasă și când zambila e cea mai frumoasă, să moară proza. Ascultă de la mine o vorbă aleasă. Nu mai umbla iure, stai dracu acasă. Chiar acum e greu, mă, așa. E COVID, stai dracu acasă, umbli de nebun. Asta decât atâta. Încă o dată, să rămână doamna Delia, sănătate, super, Doamne ajută, trească domnul Chelu, colega, ca să fie bine. Ia-l, mă, tu pe ăsta de aici, ia-l de aici. Numărul maestrului Vizante a fost umbrit de superba poezie care a încheiat actul artistic. Extraordinar, așa poezie, pentru mine a scris Vizante poezia aia. Gata, hai, sănătate, vă pupă Doris Dinaru, da? Deci intrați pe YouTube-ele mele. Instagramele mele. Hai, v-am pupat, sănătate, super, doamne. Hai, Dima. Ia stai, mă, tu jos. Stai jos, că te mișca moartea. Dorin Zidaru a fost vis. Aplauze pentru amărâtul ăsta, hai. Da, nu am știut instantaneu, pentru că el, în această perioadă de pandemie, a făcut mai multe filmulețe de genul ăsta. Culmea, ele funcționează mai bine pe o scenă decât ca și clip pe online. Pandemie, da? O pandemie, două pandemii, da? Deci feminin. De ce? Pentru că atacă mai mult renul feminin. Și de ce zic eu acum? Uitați-vă pe live-urile astea și mai ne întoarcem ca să mai analizăm. Hai, dipa! A interpretat foarte bine
zidarul de cartier, acel domn care în timpul liber bea bere și fluieră după femei și a făcut treaba de nota 10 plus. Marius este un actor cu o experiență uriașă. Este un om care, după părerea mea, a dat dovadă de-a lungul timpului de geniu comic, efectiv. Bă, pentru mine a fost efectiv un model vizant. Vezi de mor. Te iubesc de mor. Primul lui rol a fost într-un film românesc care se numește Periculosul Sporgerții, unde era absolut senzațional și unde este acea fază, băi, excepțională, când îl trimit Golania la o tipă pe care el o plăcea, ca să-i i-a spus, bă, te uiți în ochii ei și spui ceva și faci așa, în palmă. Bă, părând viața asta, persoană care îți va schimba viața. Serios? Bă, este... foarte mișto. Și duce la aia și mă rog, spune, vrei să vii la mine acasă? Avea și niște dinți, o, pe aia. Vini seara la mine să seară colecția mea de discuri?